ar trebui să începem schimbarea stilului de viață pentru a ne asigura că nu vom renunța după primele 2 săptămâni? Până la 30 de ani ne ajută corpul, după 30 trebuie să-l ajutăm noi pe el. Cum ar trebui să înțelegem asta? Ce ne propune primul centru holistic de slăbire, detox și wellness în stil balinez din România? Cum putem beneficia de minunile terapiilor balineze la doar 2 ore de București? Sunt Consuela Balasa și mă bucur tare mult să vă aduc în atenție aceste subiecte importante și interesante pentru noi, omul modern, astfel încât să ne fie la îndemână să trăim eficient pentru a fi sănătoși, tineri, dar și frumoși. Încă de la început vă încurajez să ne dați share dacă ne urmăriți mediul online, dar să ne și scrieți întrebări, sugestii și opinii, pentru că sunteți importanți pentru noi. Informația este multă, haideți să începem! Într-un loc binecuvântat în care natura a pus la un loc darurile sale, ozon, pădure, pășuni, munți și văi, trandafiri și iarbă, în anul 2007 s-a deschis primul centru holistic de slăbire și wellness din România, în localitatea Cornu, Prahova. Este primul centru holistic de slăbire și wellness din România, ce recrează atmosfera magică din Bali, insula zeilor. Calitatea unui centru de spa well-being sau detox nu este neapărat măsurată prin mărimea sau prin luxul oferit, ci mai degrabă prin liniștea și relaxarea oferită de terapeuți, varietatea și eficiența tratamentelor sale, calitatea mâncării, liniștea și mai ales starea de bine pe care o resimt oaspeții pe tot parcursul șederii. Dr. Dana Jianu este medic primar chirurgie plastică și estetică, doctor în științe medicale și fondatorul primului centru de wellness din România. Vă salut și mă bucur tare mult că sunteți cu mine astăzi. Mai ales în stil balinez. Mai ales în stil balinez. Pentru că probabil erau și alte centre de wellness, dar ideea de a aduce Baliul în România a fost o idee originală, destul de nevoioasă, dar foarte interesantă, pentru că e un loc unic, crezând că putem îmbina această magie, aceste forme de artă și de artă, de exemplu, artă din punct de vedere sculpturii, din punct de vedere tablouri, din punct de vedere mobilier, de acolo din Bali, cu binecuvântările tărâmului subcarpatic. Și să facem un mix, o combinație de lucruri benefice, de stări benefice, de atmosferă benefică sănătății oamenilor. Împreună cu soțul meu ne-am gândit că nu numai bisturiul poate să aducă sănătate, ci exact opusul, adică toate elementele naturii și elementele artistice create de om, care să fie pentru relaxare, să fie pentru regenerare, dar pe căi naturale, luând ceea ce e mai bun din mediul, din natură, cu mecanismele de regenerare din organism, propriul organismului. Și, într-adevăr, oamenii au beneficiat pe parcursul timpului fie de curele de slăbire acolo, deci am avut cazuri care au slăbit și 20 de kilograme și peste 20 de kilograme, e adevărat, stând o perioadă mai lungă, 3, 4, 5 săptămâni, pentru că dormind bine, făcând mișcare și mâncând sănătos și mișcându-te, mă rog, atât în aer liber cât și în interior, făcând înnotând, de exemplu, respirând acel aer foarte special din zona Cornu-Breaza, îți vine mult mai ușor să slăbești, pentru că organismul își găsește echilibrul, își regăsește echilibrul lui natural. Dar după aceea, pe parcursul timpului, oamenii au recurs mult la chirurgia bariatrică, de exemplu, sau la metode de tratament împotriva obezității și s-au transformat acele lungi cure de slăbire, dar care sunt disponibile și astăzi, în sejururi mai mici, mai scurte, în care oamenii pur și simplu vin să-și reîncarce bateriile și au sursă de reîncărcare a bateriilor, mai ales cei care sunt supra-solicitați, bucureștenii mai ales,
care sunt în pragul burnout-ului sau foarte stresați, au joburi foarte solicitante, caută un loc unde să se îmbine aceste lucruri. Aer sănătos, somn odihnitor, mese hrănitoare și sănătoase, mișcare în aer liber, piscină, cum am spus, sau mișcare în sala de fitness, cardio, dar mai ales urcând dealul acesta, Comuna Cornu are un deal foarte, foarte frumos, care îți oferă apoi o priveliște și unde se găsește și mănăstirea care a fost fondată de Aurora Cornu, scriitoare și ea, soția marelui scriitor Marin Preda. Este chiar un loc binecuvântat de unde poți să vezi toată zona aceasta subcarpatică și chiar respir din plin ionii aceștia negativ de oxigen, care sunt o altă comoară. Vă ascult cu foarte mult drag și faptul că doi medici s-au gândit să facă acest centru pentru noi este o adevărată binecuvântare, pentru că știm că înseamnă interes, energie, resurse, inspirație, căutări pentru a face tot, pentru a aduce într-un singur loc toate aceste elemente care ne sunt atât de utile. Aș vrea să vă întreb care este nevoia pe care ați identificat-o atunci când ați hotărât să faceți acest centru. În 2007 putem să credem că oamenii nu erau atât de obosiți ca asta, atât de alergați, deși noi trăim în acest ritm destul de multă vreme, doar că nu ne-am dat seama cum a venit peste noi. Da, oamenii au fost, bine, cei care locuiesc în marile orașe și muncesc în marile orașe, practic încasează doze de stres și poluare zilnice. Cumva organismul are nevoie să scape de lucrurile acestea. Și am lăsat un pic discursul meu pentru discursul meu de acum, perla coroanei, și anume terapiile prin masaj. Și masajul, mai ales noi fiind mari admiratori ai culturii masajului balinez și ai baliului, am adus și am, pot să spun că am și format o școală de masoze din Bali. Am fost primii care am adus forță de muncă din Bali, deci balinez, masor chiar de acolo, care au mai fondat și bucătăria, au mai adus și bucătăria balineză în plus, care este și ea foarte interesantă și foarte așteptată de oaspeții noștri. Dar masajul balinez este un masaj absolut divin. Nu degeaba se spune că s-a născut acolo acest masaj, care acum este absolut cunoscut în toată lumea ca fiind unul profund relaxant și foarte plăcut datorită uleiurilor prețioase pe care le folosește. Deci poate că nu toată lumea știe, dar masajele sunt de diferite tipuri. Unele uscate, unele cu uleiuri prețioase. Ei bine, masajul balinez folosește și forța benefică vindecătoare a florilor. De exemplu, floarea de ilang ilang, care este o iasomie exotică, un fel de un tip de iasomie, sau iasomia, care este, are un rol, aceste două flori au, pe lângă faptul că sunt adorabile ca miros, pur și simplu te învăluie în aroma lor minunată, te proiectează direct în paradis, apoi folosindu-le au și rol, și cei care, mă rog, au făcut măcar o dată, știu despre ce vorbesc eu acum, au rol antidepresiv, deci stimulează sistemul nervos, dar stimulează într-un fel blând, într-un fel relaxant, trezește simțurile, dar cumva te relaxează. Și masajul acesta folosește și uleiul, deci cum am spus, dar sunt foarte multe flori care se folosesc uleiurile prețioase din, și alte flori, cum ar fi ciampaca, cum ar fi magnolia, cum ar fi lotus, sau lavanda, sau portocala, fiecare ulei cu proprietățile lui. De exemplu, lavanda este și antiseptică și ea relaxantă, miorelaxantă, și face și somnul bun.
portocala este, uleiurile volatile îți îmbunătățește respirația, dar dincolo de asta, cred că dincolo de olfacție, aceste particule parfumate îți ajung direct în creier. Și creierul tău și organismul tău știe, în momentul ăsta eu am nevoie de acest parfum, de acest ulei. Și cum există o paletă de parfumuri pe care oamenii le pot alege, imediat fiecare își alege ce parfum crede că, ce esență crede că îi se potrivește cel mai bine. Apoi terapeutul, uleiul este ușor cald, terapeutul pune în palme, freacă bine palmele, deci îl încălzește suplimentar și apoi trece la masaj. Masajul balinez este o combinație deci în primul rând că este o terapie, nu este doar un masaj. Te simți mai bine și pur și simplu îți ridică imunitatea, ajută la sănătate. În Bali, oamenii nu se tratează cu medicamente într-o primă instanță și este milenară tehnica. Ei folosesc masajul chiar terapeutic și masajele acestea, tehnica masajului se transmite din generație în generație. Îmi spuneau că bunicii învață copiii, practic copiii fac masaje bunicilor atunci când au afecțiuni și invers. Deci toată familia balineză sau probabil și nu numai în Bali, în toată Indonezia, în Asia, se tratează nu cu medicamente, ci cu masaje. Și revenind, îmbină masajul balinez, deci cu acest ulei călduț încălzit în palme și foarte frumos mirositor, în pase mai lungi sau în pase mai scurte, totdeauna mângâietoare, unduitoare, de-a lungul mușchilor tensionați, pe meridiane, știu ei foarte bine, încep cu picioarele, cu unul, cu celălalt, tot timpul te velesc pe partea care nu este masată, tocmai pentru a păstra căldura corpului. Și se trece apoi la brațe, la spate, la ceafă, se poate face și în scalp. Deci din cap și până în picioare te învăluie acești oameni minunați cu mâinile lor minunate. Și am spus că am format și români, masori și masoze români la școala balineză a balinezilor care au fost la noi, au lucrat în acest centru în mulți ani de zile. Deci te transportă, nici nu mai poți să ții nici socoteală, nu ești pierdut în momentele acestea paradiziace. Eu una mă relaxez și dorm, de fapt acesta, așa, când tu te relaxezi până la a dormi, este supremul de beneficiu pe care un masaj de acest tip îți poate aduce. Și da, dacă vrei, este relaxant și poți să preferi un masaj care te adoarme, sau tot masajul balinez, mai ales prin reflexoterapie, deci prin apăsarea pe anumite puncte, te poate revigora și energiza. Deci există în cadrul masajului balinez aceste două mari direcții: de relaxare profundă, somn și înspre a dormi bine, sau, din contra, revitalizant, energizant și tonifiant. Pentru cei care nu pot zbura oricând își doresc 20 de ore până în Bali, putem să mergem o oră jumate, două până la Cornul Prahova și putem beneficia de aceste lucruri acolo. Cum ați ales personalul care lucrează? A fost simplu, ne-am gândit că trebuie să importăm balinezi și asta am făcut la început, dar după aceea ne-am dat seama că sunt, mă rog, și costuri mari și vin și din altă cultură și ne-am gândit că de ce nu să facem noi o școală. Și noi am fost chiar primii care am oferit fragmente de cultură balineză, pentru că nici balinezi nu existau, nici masaje balineze, vorbim de 2006-2007, nici toată arta aceasta și muzica. Deci în momentul în care pășești la noi în centru, simți parfumurile de acolo,
pentru că aducem aceste bețișoare parfumate chiar de acolo sau din Thailanda, deci căutăm să fie lucruri cât mai autentice. Acum uleiurile se pot achiziționa și din România, dar au fost ani buni în care noi am adus de acolo direct, pentru că nu găseam uleiuri de calitate aici. Muzica, deci meloterapia, de aceea spunem că este holistic, pentru că aceste plăceri, aceste încântări vin pentru toate simțurile, pentru simțul olfactiv, pentru simțul auditiv, pentru simțul tactil, pentru simțul gustativ și în general toată atmosfera. Deci muzica este o muzică foarte relaxantă, o muzică foarte interesantă, muzica indoneziană, muzica balineză, parfumurile, arta prin mobilierul sculptat, autentic și picturile, deci toate lucrurile acestea. Și apoi, sigur, personalul care, din România, care s-a adaptat la aceste cerințe, chiar efectuând sau realizând aceste, acea bucătărie tradițională balineză care este foarte și sănătoasă, sănătoasă, interesantă, gustoasă, picantă. Deci, da, sigur că n-am rămas numai pe direcția asta, avem și, și bucătărie internațională, dar oricum ceva sănătos cu... Sigur, ingredientele asiatice clar trebuie, dar și ingrediente locale, produse proaspete ale zonei, ca să îmbinăm și o bucătărie tradițională românească, și o bucătărie internațională, și o bucătărie asiatică, să răspundem tuturor cerințelor. Nu mai vorbim de aer. Aerul în zona Cornu-Breaza este foarte puternic ionizat negativ. Oxigenul este ionizat negativ, ceea ce este o raritate. O raritate în lume, o raritate în Europa. România este mai binecuvântată pentru că are mai multe zone cu ion negativ, dar una dintre zonele cu puternic, cu aerul acesta foarte bun și în cantitate mare, este în zona aceasta. Ele sunt supranumite, acești ioni negativi, sunt supranumiți vitaminele aerului, pentru că au rolul de a contracara radicalii liberi din organism. Și știm că radicalii liberi duc la îmbătrânire. Deci, practic, face o cură de întinerire respirând aer pur, proaspăt, din zona de acolo, în Subcarpați, o zonă care, un aer pe care îl întâlnești foarte rar, de exemplu, atunci când te plimbi printr-o pădure sau te plimbi la malul unei lângă o cascadă, simți un aer foarte proaspăt și bun. Acesta este un aer încărcat cu ion negativ de oxigen. Deci noi îl avem acolo gata de respirat. La liber. La liber. Mai avem doar 4 minute din acest interviu și aș dori să mai atingem cel puțin 2 puncte. Ne-a spus despre bucătărie că este internațională, dar și asiatică și ce aveți și bucătărie tradițională românească. Aveți pentru toți cei care au dorit să îmbrățișeze diferite forme de hrăni, adică și pentru cei care consumă carne, și pentru vegetarieni, și pentru vegani? Da, ne adaptăm. Ne adaptăm. În general, suntem pentru o nutriție sănătoasă și suntem în colaborare cu nutriționiști și clinici de nutriție. Avem pentru toate gusturile, le respectăm. Oaspeții noștri pot să aibă și consulturi online cu specialiști, ca să depinde ce subiecte îi frământă. Și da, se poate și, de ce nu, pentru toate gusturile, așa cum am spus, și chiar, deci, cu consiliere medicală. Să nu uităm și răcoarea. În plus, acum, când în București sunt căldurile acestea de cuptor, acolo este un climat bun. Climatul Cornu este asemănat cu cel de la Davos, în Elveția, tocmai pentru că are aceste particularități și este și răcoros.
În plus, răcoarea este dată de grădina parc ce o avem acolo, de piscină. În piscină te poți răcori, piscina este acoperită, e bună și iarna, bună și vara. Practic toată vegetația aceasta și munții Carpații pe care îi vedem în zare, practic cu zăpadă ne răcoresc instant. Și răcoare, da. Dacă vreți o porție bună de răcoare sănătoasă, știm unde. Ce sugestie frumoasă pentru o frumoasă zi de duminică. Am un titlu cu care vreau să-și încheiem acest interviu: aplicarea tehnicilor ayurvedice pentru o vindecare holistică. Pentru cei care nu cunosc Ayurveda, cu ce tehnici ați venit? Noi suntem deschiși, așa cum am spus, tuturor tipurilor de masaj, dar masajele acestea foarte relaxante, cu uleiuri calde, cu uleiuri prețioase, au acest... masajul balinez îmbină și tehnicile ayurvedice și chiar elemente din masajul chinez. Deci este un cumul de aceste tipuri și elemente. Acestea sunt caracteristicile, uleiurile noastre prețioase și terapeuții care pot să facă și asta. Mi-a plăcut mult. M-am simțit deja introdus acolo. Sunt norocoasă pentru că am ajuns în Bali. Înțeleg de ce v-ați îndrăgostit și mă bucur tare mult că ați adus în România acest concept. Avem nevoie de ele. Ei trăiesc altfel. Ei trăiesc pe foarte multă relaxare, pe foarte multă bucurie. Nu contează că umblă desculs pe stradă și că sunt plin de praf. Ei trăiesc viața și se bucură și simt această bucurie a vieții. Sper să învățăm și acest lucru de la ei. Vă mulțumesc pentru că ne-ați relaxat și pentru că putem să beneficiem de multele beneficii pe care le-ați găsit acolo în Cornu. Mulțumesc! Dragilor, și vouă vă mulțumesc, vă încurajez să nu plecați pentru că vom continua ediția Mensana. Se știe că sportul este bun pentru corp, dar pare să fie bun și pentru creier, potrivit unui mic studiu realizat la Universitatea din Geneva. Acest studiu, apărut în jurnalul științific Scientific Reports, evidențiază virtuțile sportului atât pentru sănătate, cât și pentru educația unei persoane. Programele și strategiile școlare care vizează reducerea efectelor neurodegenerării asupra memoriei ar putea beneficia într-adevăr de acest aspect, sunt de părere oameni de știință. Multe persoane spun că imediat după ce fac un exercițiu sportiv, în special o formă de mișcare de rezistență, cum ar fi alergatul sau mersul pe bicicletă, au o stare bună și nu doar la nivel fizic, ci și psihic. Acest sentiment se datorează endocannabinoizilor, molecule mici produse de organism în timpul efortului fizic. Potrivit cercetărilor, acestea circulă în sânge și traversează cu ușurință bariera hematoencefalică. Se leagă apoi de receptorii celulari specializați și declanșează acest sentiment de euforie. În plus, aceleași molecule se leagă de receptorii din hipocampus, principala structură a creierului pentru memorie și procesare. Îți arăt un exercițiu timp de o lună, astfel încât tu să te apuci de sală. Asta m-a motivat și pe mine să-l urmăresc pe Instagram și mă bucur tare mult că astăzi poate fi în platoul nostru pentru a ne motiva pe noi toți să ne apucăm de mișcare, pentru că, da, beneficiile sunt incomensurabile. Se numește Gabriel Vrânceanu, este incredibil de tânăr, dar foarte bine instruit, pregătit și, bineînțeles, cu o determinare și o disciplină pe care, sincer, o admir și o și invidiez în același timp. Bine ai venit! Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. Mă bucur tare mult că ești aici. Mă bucur foarte mult că ai avut timp 30 de zile să ne oferi aceste exerciții care să ne motiveze să ne apucăm de sală. A fost dificil, n-am să vă mint. Ce a presupus această idee? De unde a început? Muncă titanică, pentru că eu, pe lângă asta, lucrez și în sală cu clienții și să filmez mai multe videoclipuri într-o zi, după care m-a ajutat și prietena mea care m-a ajutat la edit și așa mai departe, să edităm toate clipurile și să fie postate zi de zi negreșit în fiecare zi. A fost o muncă. Am dormit câte 3-4 ore pe noapte în perioada aia. Bine că ești încă tânăr și organismul poate să pompeze energie suficientă. Da. Studiile sunt îngrijorătoare. Ne spun că peste 80% din tineri, adică cei care au foarte multă energie,
sunt sedentari. Folosim această energie într-o manieră cât se poate de greșită nouă și deloc eficientă pentru organismul nostru. Este important să știm că trebuie să ne mișcăm și este important să știm că se întâmplă magie până în 30. Dacă am depășit această vârstă, ar trebui să pompăm și mai multă mișcare pentru a compensa ce am pierdut. Aș vrea să te întreb care a fost feedback-ul pe care l-ai primit în urma acestor 30 de zile de exerciții. Am primit atât feedback-uri pozitive cât și feedback-uri negative. Din fericire am primit mai multe feedback-uri pozitive decât negative. Însă aș putea spune cu mâna pe inimă că probabil e un pic prea mult spus, dar cumva viața mea chiar s-a schimbat în astea 30 de zile. Conturile mele de social media au crescut cât probabil alții se chinuie în 3 ani, 4 ani de zile, 5 ani de zile să-și crească la nivelul respectiv conturile. Deci tot în această perioadă am primit o sponsorizare de la cea mai mare firmă de suplimente din Europa, așa nume MyProtein. Tot în perioada asta m-ați chemat și dumneavoastră aici la emisiune. Tot în perioada asta am primit mai multe oportunități de colaborare cu diverse persoane. Deci da, chiar pot să spun că viața mea e, chiar dacă nu s-a schimbat cu totul încă, dar este într-o schimbare foarte accelerată. Asta înseamnă constanță, doar așa pot apăra beneficiile atunci când respectăm programul și ne ținem de ceea ce ne-am propus inițial. La ce ar trebui să ne gândim atunci când ajunge la noi această idee că mișcarea este mai mult decât esențială și ar trebui să începem să ne mișcăm? Cum ar trebui să privim această schimbare a stilului de viață până la urmă, astfel încât să fie sustenabil pentru noi? Trebuie să înțelegem că sportul ăsta, și anume acest stil de viață sănătos, nu este doar un proces. Deci nu este doar un proces care începe într-o dată X și se termină într-o dată X. Trebuie să înțelegem că este într-adevăr, în adevăratul sens al cuvântului, o schimbare a stilului de viață. Adică implementezi ceva ce duci cu tine probabil o viață întreagă. Mulți percep, de exemplu, slăbitul ca un proces pe care îl fac 12 săptămâni, 16 săptămâni, 3 luni, 4 luni, dieta cu pepeni sau chestii de genul ăsta, după care revin la vechile obiceiuri și se miră că rezultatele pe care le-au obținut în perioada respectivă dispar. Deci chestia asta, fie că o numim slăbit, fie că o numim acumulare de masă, fie că o numim pur și simplu o stare de bine, trebuie să parvină într-un stil de viață. Altfel, nu are cum să fie sustenabil pe termen lung. Deci nu există, suntem harnici 3 luni și apoi ne putem... Nu, suntem harnici forever. Și este minunat dacă reușim să fim harnici forever. Spre asta că ar trebui să tindem toți. Este necesar să accesăm un instructor pentru a începe acest proces într-o manieră corectă? Sunt foarte multe informații. Ne oferi și tu videoclipuri destul de explicite, astfel încât să începem să facem exerciții într-o manieră corectă. De ce este important să avem pe cineva în spatele nostru sau lângă noi în acest proces, sau măcar la începutul acestui proces? Ei bine, sunt mai mulți factori pentru care un instructor poate fi benefic lângă un om care este la început de drum, mai ales într-o sală de fitness. Uh-huh. În primul rând, poate fi un factor motivator, poate fi un factor care să te împingă de la spate când tu probabil nu ai chef. Tu probabil vii într-o zi, n-ai niciun chef, ești trist, efectiv zero. Dacă ar fi trebuit să vii singur, nu ai fi venit cel mai probabil. Dar așa știi că cineva te așteaptă acolo. Așa știi că dacă nu vii, te joci cu timpul unei persoane și te prezinți cu totul. Iar aici intervine treaba unui instructor, de fapt, ca să îți dea acea stare acea motivație de care ai nevoie ca până și în zilele puțin însorite să duci la bun sfârșit antrenamentul și să reușești să menții o constanță la un om. Trăim vremuri foarte interesante care ne aduce la îndemână atât informație cât și mijloacele prin care putem face diverse lucruri, chiar și sport. Sunt foarte multe aplicații pe care le putem descărca și contra cost primim un program de
30 de zile, de exemplu, astfel încât să putem face aceste exerciții în confortul casei noastre cu un echipament minim. Vreau să te întreb care este diferența între a merge la sală și a face acasă aceste exerciții. Ce este mai benefic? Care sunt argumentele pro, dar și contra pentru fiecare dintre cele două variante? Asta e un subiect foarte controversat, pentru că foarte mulți antrenori din nișa mea, foarte mulți antrenori care sunt, îmi sunt așa zis colegi de breaslă, s-au nișat atât pe antrenamente de sală cât și pentru acasă, culmea în perioada asta a pandemiei, pentru că din pandemie a pornit toată chestia asta de a ne antrena acasă, bineînțeles sălile de fitness erau închise și atunci ce să facem? Luăm două benzi elastice, două gantere, o saltea, un izopren și ne apucăm de antrenament acasă. Eu susțin în continuare și voi susține mereu că sala de fitness mereu va fi superioară antrenamentelor acasă. Acasă nu ai cum să te antrenezi atât de eficient ca într-o sală de fitness. Bineînțeles, în perioada pandemiei nu prea am avut de ales, așa că principala abilitate a omului este adaptabilitatea. A trebuit să ne adaptăm și la asta. Și eu m-am antrenat acasă în perioada respectivă, nu pot să zic că mi-a convenit, însă am mers pe ideea de decât să decad foarte mult până să redeschid sălile, mai bine încerc să mă mențin într-o linie de plutire până totul revine la normal. Eu susțin în continuare și voi susține că sala, antrenamentele în sală sunt mai benefice și mai bune decât antrenamentele acasă. Însă, dacă te antrenezi acasă și dacă vrei să te antrenezi acasă ca să scapi cumva de mulțimea din sală, pentru că foarte mulți aleg antrenamentele acasă ca să scape de ochii lumii, mai ales femeile în general, îmi cer scuze că iarăși suntem ok. Dar femeile sunt un pic mai anxioase în legătură cu o sală de fitness, pentru că au impresia că toată lumea se uită la ele și câteodată chiar așa e. Așa că preferă să se antreneze acasă, ceea ce pot să înțeleg, decât nimic, mai bine acasă. Dar dacă ar fi să aleg între sală și sală de fitness și acasă, sală de fitness la orice oră. Mi-ai spus un termen foarte des uzitat și anume eficient. Okay. Cum se traduce eficiența atunci când vorbim de antrenament în sala de fitness? Care sunt parametrii pe care ar trebui să-i avem în vedere? Eficiența în antrenament în sala de fitness egal progres. Ceea ce numim noi în sală e un termen pe care îl abordăm noi în sala de fitness, progressive overload. Adică ne depășim antrenamentele anterioare. Dacă antrenamentul meu a fost până și cu 0,01% mai bun decât antrenamentul precedent, atunci eu mi-am atins scopul. Am avut un antrenament eficient, așa spus eficient. Asta poate fi orice. Să zicem că o progres poate fi chiar și dacă ai făcut cu o repetare în plus la un exercițiu. Progres poate fi chiar și dacă ai mărit greutatea cu 0,5 kg la un exercițiu și ai făcut același număr de repetări ca și antrenamentul trecut. Progres poate fi și dacă ai folosit un tempo mai lent la un exercițiu decât la antrenamentul precedent. Deci sunt mai multe metode în care poți atinge acest progressive overload. Deci da, asta, așa s-ar traduce. Eficiență la un antrenament egal progres. Avem multe fraze înțelepte prin jurul nostru și una spune așa: până la 30 de ani ne ajută corpul, după 30 trebuie să-l ajutăm noi pe el. Ce îi spune unui adolescent care ne privește în acest moment și stă mult prea mult acasă, în defavoarea lui? Dar ce îi spune și unui tânăr de 35-40 de ani, care nu a avut o viață neapărat sportivă, dar a avut o copilărie în care s-a mișcat destul de mult, dar programul, interesele, nu l-au mai adus în acest sector de a-și organiza timpul pentru a acorda 30 minute, o oră, exercițiului fizic? Da, știm bine această scuză a secolului în care trăim, nu am timp. Într-adevăr, trăim niște vremuri foarte dinamice, mereu suntem pe fugă, mereu suntem pe grabă, stăm mult în trafic, nu ajungem la timp unde trebuie și asta chiar și la mine, adică nu vreau să mă cred ceva, până și eu duc stilul ăsta de viață. În schimb, eu de ceva timp prefer, în loc de nu am timp,
nu prioritizez acel ceva. Dacă un lucru se află în lista ta de priorități, printre primele locuri, vei face acel lucru. Altfel, pur și simplu poți să spui că nu ai timp, dar nu se rezumă, nu la asta se rezumă, de fapt. Toți avem timp, pentru că toți avem 24 de ore, depinde cum le structurăm. Într-adevăr, unii avem niște stiluri de viață mult mai dinamice decât alții, dar asta depinde de fiecare persoană cum își structurează eficient timpul. Prioritizează mișcarea și beneficiile vor fi pe mult mai multe ramuri ale vieții tale decât pe doar pe ramura asta a sportului sau așa mai departe. De multe ori ne gândim că eficient înseamnă progres, exact cum ne-ai spus tu, doar că progresul ăsta din nou prinde valențe diferite pentru fiecare dintre noi. Ne gândim că progres înseamnă că mi-am pus un task în 2 luni de zile să scad 15 kg și trag de mine și merg la sală și respect programul pe care l-am făcut împreună cu instructorul meu, doar că observ că acele 15 s-au oprit undeva la 8 și dispare cumva această dorință de a continua pentru că progresul nu este conform așteptărilor mele. Cum ar trebui să ne trasăm aceste scopuri astfel încât să fie realizabile și să ne și susțină în a păstra acest stil de viață? Ați punctat foarte bine chestia asta pe care eu personal am omis-o. Într-adevăr, este esențial să ai un scop. Indiferent care este scopul respectiv, este esențial să ai un scop, fie că vrei slăbești, fie că vrei să pui masă musculară. De foarte multe ori pornim bine, dar ne pierdem undeva pe drum. Exact, ne risipim și atunci dispare motivația, așa zisă motivație de la început, de care și atunci este foarte bine să avem pe cineva lângă noi care să ne redreseze un pic pe drum, care să ne aducă la cunoștință că lucrurile astea sunt normale, uneori poate interveni stagnarea, dar asta nu înseamnă că scopul tău este unul nerealist sau unul intangibil. Pur și simplu, asta este parcursul drumului tău. Nu mereu va fi așa. Deci, ca de exemplu o companie. Nici o companie nu a crescut doar așa. Are urcășuri, coborâșuri, urcășuri, coborâșuri. Dar e important, per total, să fii într-un trend ascendent. Exact așa și pe partea asta. Un proces de genul ăsta este îndelungat, este dificil, este cu suișuri și coborâșuri. Important este să ca scopurile noastre să fie realiste și să depunem munca indien pentru el și atunci inevitabil va apărea. Care este raportul ideal între alimentație și mișcare pentru un corp armonios? Pentru că știm replica aceea, abdomenul se face în bucătărie. Adică trebuie să avem grijă ce mâncăm pentru a avea abdomenul acela cu pătrățele. Care este de fapt realitatea? Există și acel principiu Pareto, dacă ați auzit de asta în lumea asta a fitness-ului, 80% alimentație, 20% antrenament. Eu neg total chestia asta, nu sunt de acord absolut deloc cu lucrul ăsta. Pentru mine sunt 3 principali factori care duc la progres. Unul este 100% alimentație, 100% antrenament și 100% odihnă. Dacă procentul din una din cele 3 scade, chiar și la 60-70%, le va trage în jos și pe celelalte. Dacă nu ne odihnim corespunzător, antrenamentele noastre nu vor fi eficiente. Dacă antrenamentele noastre nu vor fi eficiente, alimentația noastră nu va fi una bună, pentru că nu avem apetit la mâncare. Deci trebuie să fie un triunghi din ăsta echilateral perfect format între cele 3, între cele 3 lucruri ca să avem progres. Care consider că sunt principalele greșeli care se fac în momentul ăsta de către începători, cei care reușesc să înțeleagă faptul că mișcarea este importantă, intră pe acest drum frumos, își fac abonamente la sală, dar acolo se întâmplă ceva, că dacă informația nu este completă, evident că vor apărea și erorile. Care sunt top 3 sau 5 greșeli pe care le observi în momentul ăsta la sală? Atât la femei cât și la bărbați, ca să nu fim părtinitori. Da. Una ar fi
rezultatele pe termen, adică rezultatele rapide într-un timp cât mai scurt, dacă este posibil. Lucrul ăsta, din păcate, este unul foarte toxic, promovat în nișa mea de fitness, pentru că au apărut foarte mulți, așa zici, influencers sau care promovează diverse programe unice prin care prin 12 săptămâni, 16 săptămâni te fac cu... Te slăbesc 20 de kilograme, 30 de kilograme, pui 15 kilograme de masă musculară și este extraordinar de toxic și asta este oarecum și vina colegilor mei de așa zici colegii mei de breaslă, pentru că induc falsitatea asta în rândul oamenilor. Acesta ar fi un lucru. Al doilea lucru, mai ales în rândul tinerilor, la început de drum, să zicem undeva la 16, 17, 18 ani, este lipsa de sprijin din partea părinților. Părinții încă nu percep ideea de a merge la o sală de fitness. Părinții încă sunt pe mentalitatea aceea foarte veche în care cred că dacă copilul lor merge de la 16 ani la sala de fitness nu va mai crește în înălțime, care sunt niște mituri mai mult decât expirate, așa zic, expirate. Și atunci nu permit copiilor să exceleze pe partea asta. Deci da, chiar părinții pot fi un factor perturbator în rândul tinerilor. Iar o a treia greșeală pe care o văd este ambiția asta oarbă în care plecăm la drum cu așteptări total nerealiste față de noi înșine. Pentru că eu de foarte multe ori am întâlnit persoane care m-au contactat, au venit la mine, mi-au spus: Gabi, eu vreau să mă apuc de antrenament, dar să știi că eu nu vreau să mă fac foarte mare sau nu vreau să arăt ca X sau nu vreau să arăt ca Y. Ei nu înțeleg că ce văd ei, fizicul ăla perfect, fizicul ăla armonios, sunt ani de muncă în spate, e o muncă titanică, e o disciplină titanică, ei n-aveau, nu ar avea cum oricum să atingă chestia asta, mai ales în 3 luni de zile sau în 4 luni de zile. Deci este a treia greșeală, probabil asta aș spune, setarea așteptărilor total nerealiste. Cât de important este stretching-ul și când ar trebui el efectuat într-un antrenament? Aș spune că încălzirea, antrenamentul și stretching-ul sunt ca Tatăl, Fiul și Sfântul Duh în lumea religioasă. Niciuna fără cealaltă. Fără cealaltă, exact. Încălzirea și stretching-ul joacă un rol crucial în depășirea și prevenirea accidentărilor. Eu personal am să vă povestesc ceva ce nu prea am povestit până acum. Eu am o ruptură de pectoral. Am o ruptură parțială aici la pectoral. De ce? Pentru că în prima parte a așa zicei carierei mele în lumea asta fitness-ului nu am făcut lucrurile chiar cum trebuiau făcute. Am evitat să mă încălzesc cum trebuie, stretching absolut deloc. Și într-un moment în care eram un pic mai vulnerabil, o mișcare greșită, totul s-a întâmplat în 0,5 secunde. N-am avut timp de reacție, n-am avut timp de gândire. Pur și simplu pectoralul meu s-a desprins de tendon. Am învățat din chestia asta mai multe decât am învățat în 5 ani de zile. Nu doresc la nimeni. E o durere cumplită. Deci da, dacă și le spun și oamenilor, uite ce am pățit eu, de ce am pățit asta, dacă nu vrei să pățești ce am pățit eu, fă asta. Joacă un rol crucial. La stretching-ul, la sfârșitul fiecărui antrenament, este sfânt. Nu sărim peste etape. Mai avem 2 minute și personal pe lista mea mai sunt, cred că, 3 sau 4 întrebări. Okay. Eu ți le citesc pe toate 3, okay. 4.
iar tu alegi să răspunzi la ele în cele 2 minute. Ok. Provocare. Cum avem grijă de încheieturile noastre? Cum minimizăm riscul de accidentări? Se vorbește des de formarea unor rutine și obiceiuri sănătoase. Ce ar trebui să includem pe această listă? Cu ce începem? Cu ultima întrebare. Ok. O rutină sănătoasă presupune obiceiuri sănătoase. Atât plăcute, cât și mai puțin plăcute, dar lucruri pe care trebuie să le facem. O rutină sănătoasă, în opinia mea, aici ne referim strict la zona asta de mișcare, strict la zona asta de sport sau o rutină sănătoasă în general? În general, pentru un corp armonios. Ok. O rutină sănătoasă, în opinia mea, ar trebui să fie alcătuită dintr-o alimentație echilibrată. Nu zic să mâncăm ca un sportiv de performanță cu pui și orez la fiecare masă, dar să avem o alimentație cât de cât echilibrată din care să luăm toți micro și macronutrienții. O formă de mișcare zilnic și un somn extrem de odihnitor. Eu personal nu mă antrenez în zilele în care nu dorm suficient sau în care zilele în care simt că nu mă odihnesc suficient, strict pentru că am învățat pe pielea mea care sunt consecințele. Deci, cred că dacă ar fi să aleg unul din tot ce am spus acum, este să punem cât mai mult accent posibil pe odihnă și pe somn. Încheieturile cum le păstrăm sănătoase? Sunt primele care cedează atunci când avem un antrenament necorespunzător? Dacă ne cedează, dacă simțim că ne cedează încheieturile la un antrenament, înseamnă că intrăm, e un termen total în lumea fitness-ului, e un termen de supra-antrenament. Înseamnă că ne-am antrenat mai mult, am forțat corpul mai mult decât el poate duce. Da, durerea de încheieturi poate fi primul semn al acestui lucru. Înseamnă că trebuie să ne luăm un timp pauză până simțim că sistemul nostru e nervos și corpul nostru este pregătit din nou să facă efortul fizic cu care am fost obișnuiți. Și ultima întrebare, ar trebui să iubim febra musculară pentru a fi sigur că suntem pe drumul cel bun? Nu. Febra musculară este strict un factor, este o consecință care apare în urma unui stimul nou corpului. Dacă noi putem avea foarte bine progres și dacă nu avem febră musculară la un antrenament. Da, cam asta e. Îți mulțumesc, Simon Gabriel, pentru că ai fost cu noi astăzi. Îți mulțumesc pentru deschidere, pentru informații și încurajez pe toți cei care ne urmăresc să-l caute pe Instagram pentru că are videoclipuri absolut savuroase, foarte fain făcute. Mulțumesc pentru tot ce faci și îți doresc mult spor. Și eu mulțumesc frumos. Vă mulțumesc și vouă, vă încurajez să nu plecați pentru că vom continua ediția Men Sana. Iubește-te suficient pentru a trăi un stil de viață sănătos, spunea Jules Robson. Iar eu sunt Consuela Bălașa și vă spun că duminica viitoare ne vom reîntâlni pentru a învăța împreună cum să fim sănătoși, tineri, dar bineînțeles și frumoși. Vă doresc o zi pe gustul inimii voastre, dar și o săptămână trăită responsabil. La revedere! Thank you.